Salutare dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică Crypto. Bine ați venit pentru cei care sunteți noi și vă invit să apăsați pe acest buton, abonează-te și pe clopoțel dacă vă place stilul meu, analizele mele. Sper că ați petrecut sau două zile pline de relaxare, da, v-ați destins după o săptămână plină. Și iată că începem o nouă săptămână, o nouă oportunitate de a câștiga bani. Ia să vedem ce spune acest indice. Astăzi este 29, ieri 27, săptămâna trecută 45. Iată că această cădere, practic, pe cădere pe America, practic, a dat peste cap probabil longurile la unii care au investit. Ia uitați ce puternic coboară. Hai să dăm pe graficul de o oră. Da, am dat un target aici. Mi l-a infirmat. Nici nu știu, stați o secundă. Să vedem undeva prin această zonă. Oricum mă aștept ca avem aici, avem aici, hai să ridicăm, undeva în această zonă mă aștept ca valul C să se finalizeze și odată cu el să înceapă Bitcoin-ul și celelalte criptomonezi să crească. Apropo de Bitcoin, haideți să vedem ce a făcut. Iată că această cădere era mai puternică decât mă așteptam, dar analiza mea a fost impecabilă. Prețul a coborât, am dat și un target, văd că mi l-a atins de două dată, de două ori, de trei ori. Așa că vom pune valul 4 aici, vom coborâ spre 5 aici. Și undeva în această zonă, dai să închidem noi frumos, mă aștept ca Bitcoin-ul să crească destul de mult. Nu înainte de a mai coborâ prețul și dacă mai aveți timp să îl shortați, dacă nu vă pregătiți de un long mare și frumos în această zonă. Da. Mergem pe Ethereum. 3.78. Ia să vedem. Azi 22, la ce oră a început să cadă, câte un fulg acum a stat. Ia să vedem, 21. Undeva la 12 noaptea, Ethereum a început să coboare. Hai să-l punem și pe ăsta undeva așa. Să spunem că am avea 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, vom pune 5-ul pe aici, imediat schimbăm gradul, ridicăm în grad și schimbăm și culoarea, să vedem și noi, ne prindem de o treabă. 1, 2, 3. Deci va mai coborâ, va sparge acest, va face dublu top și va mai coborâ puțin. Iată ce e perfect, s-a oprit exact aici prețul, îl ștergem. Vom pune, știți ceva, mie nu-mi plac acest lucru, așa că o să-l debifez, că mă încurcă și va arăta săgeți. Voi pune aul aici. Așa, da, aveam o săgeată verde pe aici. Haideți să o șterg ca să mă duc pe graficile mai mari, să o iau de acolo, să o minimalizez. Facem frumos așa, punem B-ul. Da, ia uite ce frumos apare acum graficul nostru. Punem short
short, mă rog, culoare roșie. Cam așa aș vedea pe Ethereum în această după-amiază. Mă aștept în continuare ca Bitcoin, Ethereum și toate celelalte criptomonezi să mai coboare puțin. Mergem și puțin pe Litecoin. 4.83, ia uite ce rapid a fost Litecoin-ul astăzi. Evident, nu s-a fatalizat, ci de-abia de aici. Ia să vedem noi. La fel. Unu, doi, trei, patru, cinci, undeva în această zonă. Au sub el. Da. Și în această zonă vedem dacă prețul va mai coborâ sau va începe să urce spre valul B. Ia uite ce frumos am dat acest short în această zonă și s-a dus. Hai să-l punem aici, dacă aveam un cep aici undeva. Uite-l. Dragii mei, sunt extrem de încântat de voi, pentru că chiar dacă nu spuneți, din ce în ce mai mulți oameni văd că tranzacționați și aveți succes. Hai să ștergem acest lucru. Am citit comentariile voastre pe telefon când am avut timp și îmi crește sufletelul că scopul meu ușor-ușor îl voi atinge, și anume să fac cât mai mulți traderi care să câștige bani și să aibă viață mai bună. Da, am citit comentariile voastre și mi-a umplut sufletelul de ce frumos a spus. Răzvan a lăsat pe Litecoin și Cârvâd, am scos repede profitul, nu am crezut că se vor ce și mai jos. Nici o problemă, Răzvane, te înțeleg că așa am făcut și eu, dar și uneori recunosc că mai fac când văd profitul închid și după aceea mă oftic că prețul mai coboară, că na, nu întotdeauna analiza, adică prezic foarte bine, uneori poate să mai întâmplă ceva, uneori poate să fie un val extins care în acel moment nu îți dai seama, doar trebuie să ai răbdare, să spui stop loss-ul la break-even și pe măsură ce prețul coboară, cobori și tu stop loss-ul, îți asiguri profitul din ce în ce mai mare și Dumnezeu cu mila, da. Dar faci foarte bine, ușor, ușor, vei avea răbdare, când contul va crește și vei fi mulțumit, vei avea răbdare să pui stop, stop loss-ul la break-even și apoi să aștept ca piața să coboare, să te uiți peste 5, 6 ore, 7 ore, să vezi ce a făcut, dar la început este firesc să-ți protejezi profitul. Salutare, Ducu, spune Claudiu, am intrat short pe TRB și azi dimineața am intrat short pe Bitcoin. Preț intrare, probabil pe ei, nu știu ce vrei să spui, ești ai profit. Și în 15-20 de minute a căzut brusc Bitcoin și a luat ei profit, dar nu profit de $8 pe Bitcoin și pe total a făcut $18 de dimineață. E, dragul meu, Claudiu, ia, cum ești acum față de cum erai acum 2, 3, 4 săptămâni ca și trader? Parcă mă aduc aminte că înainte intrai aiurea în piață și ai pierdut vreo $35, acum ușor, ușor, ia că $20 pe zi, aproape 1 milion pe zi, e floare la ureche de acum pentru tine. Da, mă bucur că m-ai ascultat, mă bucur că ai luat strategia și mă bucur că o pui în practică și toți care cumpără acea strategie, este imposibil să nu câștigați și o să, cât de curând, o să deschid și acel canal și acolo o să mă dezlănțui și o să arăt mai multe chestii. Și, evident, o să fiu foarte activ acolo și mai puțin activ pe YouTube, că na, nu pot să mă împart în 4 locuri. Dar toți cei care vor intra pe grupul de Telegram, garantat că veți câștiga bani. Daniel, așa să l duc, mulțumesc pentru analize, cel mai bun în ceea ce faci. De exemplu, am câștigat 1700 azi noapte pe Nasdaq. Uite, eu o să vă trimit cei care au la strategia. O să vă trimit pe privat intrarea mea și suma de bani. Da?
ca să vedeți că funcționează perfect. Salut, Răducu, mulțumesc pentru analiză, cel mai asta a citit. Salut, Răducu, stai liniștit să nu pleca, jos pălăria pentru tari din România. Ah, da, asta era Aluzinca care mi-a plăcut. Ia să vedem. Adrian, salut, mulțumesc pentru abonarea la FTM, te rog să cer la Rune să faci, dacă poți, dar da clip din greșeală pe rând. Hai, scuze, îmi cer scuze încă o dată, Adrian, hai să mergem la Rune. Da, deocamdată, din punctul meu de vedere, nu prea mai avem ce spune, când toată piața este roșie, prețul va mai cădea și apoi va începe să urce, așa că, ia uite, cine a luat terenul în această zonă, am dat eu semnal, am dat semnal de short la 0.15, stop loss-ul la 0.16, take profit 3.19, mânuța sus ca să nu... Mânuța sus. Cine a intrat short și a băgat în buzunar acești bani? Ok. Bun. Da, graficul pe 4 ore, să mă uit și eu la ce... Complicat acest... Ia uite, aceeași chestie. Doamne, iar dădeam. Am o treabă cu renul azi. Rune. Ce bine că m-am prins. Ce bine că ești, ce mirare că sunt, spunea Nichita Stănescu. Valul 3. Cred că la fel prețul va coborâ sub acest limite. Avem un subval 3. 1, 2, 3, 4, da? Și cumva, pardon, schimbăm culoarea unde ești. Și să vedem acest scenariu cu un ABC unde ești. Ce bine că ești, ce mirare că sunt. Bun, cam așa aș vedea eu pe rune, culoarea verde. Da, încă nu este finalizat acest val. Am. To have or not to have. Și ăsta va fi undeva pe aici. Poate nu chiar atât de mult. Hai să-l punem și noi aici. Ne păcălește aceste circulețe când ia din spațiu. Dar cumva așa aș vedea și cred că aici suntem într-un subval. Cine vrea să sper să mai prindă și o să mă grăbesc puțin. Ia să vedem. Da, de aici cumva mă aștept ca prețul să coboare. Se poate face un scalping foarte bun pe 15 minute. Da. Cei care au strategia știu exact unde să intre. Deci cam așa aș vedea eu ăsta, scenariul pe rune. Sper să mai prindeți acest short. Hai să șterg acesta, să-l pun aici ca să nu-l fac de două ori. Ceva de acest gen. Unde ești? Hai că vreau să mă grăbesc, dar nu înțeleg de ce nu mă ia. Uite așa. Da, nu trebuia să fac așa. O secundă mică. Ca să nu mai mă muncesc la grad, le-am mutat puțin. 1, 2, 3, 4, 5, punem 3-ul aici, punem 4 aici, 5-ul aici. Cobor în gradul, stat o secundă. Nu știu ce este asta aici. Asta căutam. Ba nu. Doamne, ce cu mine. Asta vreau, Doamne. Nu știu ce am tot mi-apare mie chestia. Așa, da. Gata. Ceva trebuia să fie vizual și nu ceva nu-mi plăcea.
Bun, cam așa aș vedea pe rune potențialul traseu. Pe rune, corect. Hai să ne grăbim. Salutare și Elan Vrangeniu, te rog frumos, analiză pe Gala, CLR și STG. Hai să facem. Dar sfatul meu este, înainte de a face acest lucru, să... Nu știu dacă am făcut Litecoin. Mai bine mergeți pe mânuța mea, că... uite și frumos aici. Punem o oră. Tot la fel, aici puteți să prindeți un short. Unde ești? Da. Ceva de genul acesta. Deja aveți prea multe, nu știu ce vă mai trebuie, foarte multe criptomonezi, necam împrăștie, mai degrabă 5-6, dar bune, pentru ca voi să le puteți urmări. Și scopul meu este evident să câștigați bani. Dacă analizăm 7, 10, 20 de criptomonezi, vă promit eu că vă pierdeți în ele. Dar haideți să totuși să le analizăm, să nu spui că sunt băiat rău. Gala. Oricum, în momentul când voi face canalul, voi fi foarte sumar pe acest canal de YouTube, pentru că timpul... Hai să punem noi frumos 1, 2, 3, 4, 5. Cel care voi intra pe canal Telegram, vreau să scot untul din ei, în ghilimele, și să câștige mulți bani alături de mine. Și atunci nu voi mai analiza cum fac acum 7, 10, 15 criptomonezi. Nu are rost, evident, voi da și niște ponturi, dar videourile vor fi mult mai scurte pe canalul de YouTube. Deci pe Gala văd același lucru, aproape le repet, că cam așa se întâmplă la toate, când urmează, cam toate urmează Bitcoin-ul, CLR. Uite-l și pe ăsta, ce cădere superbă a avut la 8 dimineață, mamă mie, m-a culcat la 4 dimineață. Cine nu stă la 8? Of, of, of. Nu contează, important e să știm când să intrăm în piață. Aveți în vedere acest scenariu, puteți să-l aveți și pe acesta, sau 1, 2, 3, 4, 5. Hai să fie acesta un ending diagonal. Of, 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 of. Să spunem că avem ceva de acest gen, pare foarte ok. Da, repet, și aici a pândit această mișcare laterală și cumva shortul după, când va pica, vom vedea. Aveți în vedere și acest scenariu. Și parcă mai era una STG. Ia să vedem, noi STG. Hai să dăm click pe el. 4 ore. Wow, ce frumos e și asta. Mergem pe o oră sau 2 ore. Ce vedem noi frumos? Aici vedem ceva de acest gen. 1, A, B, 2, 3, 4, 5. Da, o bună intrare ar fi un long în această zonă. Și 3-ul siguranță va fi undeva pe aici, 5-ul mai sus, 4 aici. Da, punem culoarea verde, evident. Hai să punem albastru, da, să nu fie mai verde, verde. Deci pe această criptomonedă, eu cam așa aș vedea evoluția prețului. Puneți un buy stop frumos aici. Un sell stop undeva prin zonă și un take profit
Să vedem, Doamne ajută să fie așa. Da? Bye, stop, frumos, stop, lin, stop, cel stop aici, foarte bine, pardon, SL-ul răspunde aici și take profitul undeva în această zonă. Iată un risc reward de 4.78. Foarte tare. Adrian, sper că ești, nu Adrian, da, și Adrian cu renul, dar și Florin cu cele 3. BB, mulțumesc de analiză, Răducu, de la mine ai 2 like-uri fiecare zi pe cele 2 conturi, pe mine m-a perpelit neabil, mi-a mărit factura de curent cu 3x și ajung la 5 de euro pe lună. Mama mia, fratele meu, 5 de euro pe lună, ai vilă mare, mare. Lasă, lasă că o rezolvăm ușor, ușor. Sunteți la început, ce să fac? Practic 500 de euro pe lună veți câștiga ușor, dar nu acum, ci în timp. Veți avea, la un moment dat, când căpătați experiența și contul va crește, o să câștigi și 100 și ceva de euro pe tranzacție și 200. Va fi foarte, foarte ușor, dar nu vreau să forțați, că vă fi dezamăgit dacă nu respectați regulile și forțați, piața vă poate mânca conturi și vă înglodați și mai rău. Sfatul meu, mergeți așa cum ați început, încet, încet, step by step, pas cu pas, și o să vedeți că va crește și contul, va crește și profitul. Am intrat short BTC, profit 2 euro, minunat, pe Ethereum am făcut short profit 4 euro. Cum să nu fii fericit, dragă BB? 6 euro acum, mai târziu o să fie 10, mai târziu o să fie 12, 14, 18, 20, 40, 80 și tot așa, dar dați-vă răbdare, nu forțați. Rugămintea mea este să nu forțați absolut deloc, dați-vă timp să creșteți. Mariana, salutare, Ducu, prins Ripple, Matica, în cărul total 19 dolari. Mamă, foarte bine, draga mea, Mariana, sunt extrem de încântat, încă 10 reușite și cumpăr strategia. E, când vei cumpăra strategia, să vezi ce ușor vei face bani. Foarte ușor vei face bani atunci. Mulțumim frumos pentru ajutor, sănătate și câștiguri multe și zilnice. Doamne ajută la fel și ție. Am spus, am câștigat 1700 pe Nasdaq la ora, nu știu, 12.01, 2 noapte, habar n-am când am intrat. Și o să vă trimit poza la cei care au cumpărat strategia să vedeți intrarea conform strategiei și, repet, e singura strategie care m-am oprit după 10, 15, 13, 14 ani, 15 ani de căutări. N-am găsit niciun cusur la ea și, din potrivă, banii vin foarte mult, tranzacționez și pe America. O să vedeți în poză că am un short pe Nasdaq, pardon, pe Nvidia și probabil că va deschide cu gap astăzi și se va dubla, tripla acei bani care o să-i vedeți pe Nvidia și shortul pe Nasdaq. Așa, sunt pe Ethereum Cell. Foarte bine, Ana. Așa, de unde putem la strategia? Ți-am răspuns, mersi. Analiză pe Ana Cărâș și GMT, vrea de trans, imediat. EGLD. Practic, sfatul meu, dragii mei, eu caut câteva criptomonezi pe zi, nu are rost să analizăm 10, 15, 20, luați-le pe cele care vi le dau, că odată că și mi-a și mie destul de mult timp să analizez și ia să vedem ce ai vrut tu, Ana Cârâ, GMT parcă am făcut-o, nu? Și a doua oară vă promit eu că vă împrăștiați, Ana Cârâ, vă împrăștiați și nu mai știți ce să faceți. A trecut de această zonă, foarte bine, ne bucurăm. Cine a intrat pe, punem și noi, nu știu ce e aici, punem B-ul aici, punem C-ul aici, punem 4-ul aici, ia să vedem. Dacă prețul trece de această linie, această analiză se invalidează complet și trebuie să o iau de la zero, așa că dacă nu trece, mă aștept la un long mare de tot. Dați să fim corecți, el să fie așa. Da?
Deci încă mai poate să cadă, puteți să puneți un buy stop frumos aici și take profitul sus la lună, mai departe de 3. Ăsta nu știu ce caut. Ah, ba da, uite 5-ul aici, dar ar veni mai sus. Ia să vedem risk reward. Ma, 6,76. Wow, ce tare. Da, dragii mei, aveți în vedere și această criptomonedă, acest long. Cam toate vor crește puternic, dacă evident nu coboară, da? Și mă refer la cel de-al doilea scenariu de short foarte, foarte lung. Și parcă mai vroiai ceva GMT. Asta nu l-am făcut, tot ceva G era. Cine m-a rugat? M-a rugat. Nu contează, hai să mergem că pierd timpul. GMT. Punem și noi un 4 ore să mă prind și eu despre ce este vorba. Da. E, aha. Punem AB-ul aici. Punem C-ul aici. Punem 2-ul aici. Da. Și mă aștept ca prețul să coboare și pe această criptomonedă. Ia să vedem, uite undeva în această zonă și de aici cumva prețul să respingă și să crească foarte mult. Da, nu uitați, sper că nu am șters. Nu uitați totuși și, nu știu ce e asta. Nu uitați totuși, sper că nu am șters varianta cealaltă. Da, nu uitați și această variantă cu 1, a dispărut 1, 2, 3, 4 și 5-ul sub această zonă, dar deocamdată suntem optimiști și mergem pe scenariul de bullish, așa că undeva în această zonă ne așteptăm să crească, așa cum am și făcut analiza. Ce mai avem? GMT-ul am făcut-o, că nu mai știu ce am făcut. Mergem înapoi la GMT. Iau stun afară. Ba, da, am făcut-o cu 1-2-3, corect. Și mai vrea cineva EGLD. Mergem la E 3.36. Da, la fel și aici. Unde ești? Punem A, punem B, punem 2 invers. 2-ul aici. Această lălăială nu prea îmi place mie. O să vedeți pe cei care mă urmăresc pe canalul american, vedeți acolo ce val 3. Dar, repet, este posibil ca prețul să coboare foarte mult. Acest gen de structuri sunt mai mult corective. Această lălăială și mersul cumva pe loc dă impresia de o cădere masivă și am în vedere și acest scenariu. Dar pentru că suntem optimiști și țin cu voi cei care sunteți investitori și ați băgat, că ați cumpărat pe la 17-18 mii bitcoin-uri și ce ați mai cumpărat voi, ca insist mai mult pe varianta de long, așa că haideți să vedem dacă EGLD din această zonă va urca spre 87-90 de dolari, ceva în genul acesta. Deci tot ceea ce trebuie să faci este efectiv să așteptați ca prețul să coboare. Mi-ar place ca, hai să punem culoarea verde, mi-ar place ca prețul să coboare și de aici să putem pune un buy stop, să fim mai siguri, să avem ceva de acest gen. Da? Dar mi-aș dori ca prețul să coboare. Am nevoie de acoborâre pe acest scenariu și de-abia atunci putem să punem buy stop-ul. Poate el va merge în lateral, va face, va juca tango, cine știe, o horă sârbă și după aceea va coborâ. Deci am nevoie de această cădere pentru a putea să pun un buy stop. Bun, dragii mei! Sănătate și numai bine, spune Cornel. Doamne ajută și ție și vouă și nouă. Mulți ani, mulți ani trăiască.
Cornel de două ori. Din nou, Doamne ajută, sănătate că avem nevoie. Bună ziua, Răducu, bună, draga mea, Ana. Să mori, să mori tu, fratele meu, dacă nu cumpăr curs. Dacă cumpărai cursul, nu pierdeai 300 de dolari, îți garantez eu. Aveai și profit și aveai și o strategie. Scuteai și banii pe curs și aveai și strategia pe viață. Asta e când ești pregătit moral, tehnic. Te aștept. Dragii mei, cam aceasta a fost analiza. Uite că am vrut și am reușit să mă încadrez în cele 30 de minute. Cam așa va fi de acum. Cum depășești 30 de minute, nu o să mai răspund la întrebări. O să iau pe cei care răspund primii, care vă scrie primii de jos în sus. Asta e, da? Deja observați că vă dau 4, 5, 6 ponturi, aveți nevoie de o zi, mâine mai vin încă 2, 3, 4. Nu cred eu că ați ajuns la nivelul să tranzacționezi 6, 7 criptomonezi odată. Și repet, dacă când veți ajunge la acel nivel, sfatul meu, intri pe o criptomonedă, aștepți să prețul să meargă pe direcția ta, ai pus stop loss-ul la break-even, te duci pe alta și faci la fel tot așa, dar nu pe intrați pe 6 odată, că sunteți mâncați de vii, vă mănâncă contul dacă prețul întoarce invers. Mai degrabă analizăm 2-3 criptomonezi, 4-5, da, să aveți unde alege, să urmăriți pe zi, decât 10-12 să vă pierdeți pe drum. Am nevoie ca voi să câștigați bani, nu să vă împrăștiați, că nu sunt convins că sunteți, că puteți face față să urmăriți 6, 7, 8, 10 criptomonezi pe zi. În fiecare zi voi posta, voi da intrări. Așa că haideți să nu ne lăcomim, să fim foarte focusați, să prindem intrări și evident, cel mai important este să câștigăm bani. Dragii mei, cei care sunteți noi pe canal, vă invit să vă abonați apăsând pe acest buton roșu și apoi pe clopoțel. Cine dorește să susțină această super mulțumire, uite că iar au venit la varianta cea nouă, să cumpere o super mulțumire care să susțină acest canal Analiza Tehnică Cripto, este binevenit să o facă. Cine nu face acest lucru, rugămintea mea este măcar să îmi dați și mie un like aici, da? Să apăsați pe acest buton. Din 590, doar 64, da, 10%, deci 1 din 10 a dat like. Rugămintea mea se pare că nu prea este auzită, doar vă rog, dacă credeți că merit, da, măcar un like. Dragii mei, vă doresc o zi de luni superbă, se pare că astăzi va fi o zi nouărată, numai bine de făcut trading, așteptat semnale, intrat, făcut bani, știți cum se spune când plouă afară, da? Una din ele sunt cu bani, restul vedeți voi ce faceți. Dragii mei, toate cele foarte bune, ne revedem cu bine mâine pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică Cripto, la o nouă analiză. Toate cele foarte bune!